Rețeaua de canalizare se va extinde anul acesta în localitatea Voinești de Dâmbovița. Până în prezent sunt 400 de persoane branșate la rețea în satul Voinești. Și printr-un proiect întocmit de administrația locală se așteaptă finanțare și pentru extinderea rețelei în satul Gemenea Brătulești. Momentan există doar o singură stație de epurare, însă, pentru ca rețeaua să devină eficientă, se caută soluții pentru amenajarea de mini-stații de epurare la capetele străzilor. Urmează să mai lucrăm la sistemul de canalizare, fiindcă astăzi avem în jur de 400 de branșați la sistemul de canalizare din satul Voinești. Avem un proiect depus pe Compania Națională de Investiții privind extinderea sistemului centralizat de canalizare pentru satul Gemenea Brătulești. Extinderea acesteia va merge tot la stația de epurare construită încă din anul 2014 în satul Voinești, urmând să găsim o soluție și aici înțeleg că deja sunt discuții pe finanțare europeană ca să facem mini-stații de epurare și ar fi un lucru extraordinar la capătul străzilor de 2-3 km. Dacă Comuna Voinești de cele mai multe ori are numai avantaje, când vorbesc de canalizare, aici avem un mare dezavantaj, fiindcă comuna este ruptă în trei de două râuri. E vorba de râul Dâmbovița și râul Alb. Aici, vă dați seama, ca să avem trei stații de epurare, costurile sunt foarte mari, chiar dacă aș spune că este o mândrie pentru noi. Prețul la apă aici este 2,7 metru cub și la canalizare este 1,5. Practicăm cele mai mici prețuri cu un operator privat din județul Dâmbovița și unde sunt abonați mulți, consum mare, fiindcă la nivelul întregii localități se consumă în jur de 25.000-26.000 de metri cub de apă. Este normal ca și prețul să se ajusteze în urma unei negocieri directe între operatorul privat. Pentru celelalte sate ale Comunei Voinești de Dâmbovița se lucrează la întocmirea unor proiecte care vor fi depuse pentru finanțare, atât prin programele naționale cât și prin cele europene.